De ce mințiți oamenii când le spuneți că fiecare lună a crescut prețurile cu 5,4%? Știți bine că nu e așa. Chiar dacă prețurile ar scădea constant de la lună la lună, prin raportarea la anul trecut, inflația s-ar menține la nivel aparent mai ridicat față de anul trecut. În mod real, față de luna decembrie 2017, până în prezent, prețurile au crescut cu doar 2,4%, adică mai puțin de jumătate din cât raportați sus și tare dumneavoastră. Mai mult, inflația medie în ultimele 12 luni, calculată după metodologia Eurostat, a fost în România de 2,6%, iar această inflație s-a resimțit în majoritatea statelor europene. Nu guvernul este cel care e responsabil de evoluțiile inflației. Știți bine că aceasta este în grija și în răspunderea Băncii Naționale a României, care de altfel a și admis în mod oficial că inflația despre care discutăm nu a fost generată de politicile guvernamentale. Astăzi, dobânda robor este puțin peste 3%, cu mult mai mică față de anul 2009, când a fost de aproape 3 ori mai mare, respectiv 10,65%. Știți bine, sau poate că nu știți, că această inflație de 5,4%, raportată la perioada similară din anul precedent, este o inflație pur statistică. Ea nu reflectă impactul real al creșterii prețurilor resimțit de populație, spre deosebire de inflația raportată la luna precedentă, care arată efectiv evoluția continuă a prețurilor și efectul real în buzunarul cetățeanului. Da, a avut loc o majorare a prețurilor la finalul anului trecut, dar vă rog să rețineți că România a avut una dintre cele mai mici rate ale inflației din Uniunea Europeană în anul 2017. Știți sau ar trebui să știți că factorii principali au fost legați de prețul internațional al țițeiului, de criza unor alimente la nivel european sau de prețurile la energie în contextul liberalizării pieței convenită cu mult timp în urmă cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. După momentul de anul trecut, majorările de prețuri s-au diminuat aproape în totalitate, cu creșteri medii de sub 1% de la lună la lună și chiar cu scăderi de prețuri la alimente de bază, la ulei, la zahăr sau la ouă, și lista poate continua, pe lângă alte produse de bază, precum făina, pâinea sau laptele, unde prețurile au stagnat. Vorbiți ironic de faptul că economia românească este tigrul Europei. Eu spun că da, în această guvernare, România a devenit tigrul economic al Uniunii Europene. Am înregistrat o creștere a produsului intern brut cu 55 de miliarde euro. România a înregistrat cea mai mare creștere economică din ultimii 10 ani, fiind totodată și cea mai mare creștere din Europa, cu o rată de 2,8 ori mai mare decât media europeană. Asta înseamnă că am redus decalajele noastre față de Europa, asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Eurostat a confirmat chiar săptămâna aceasta că PIB-ul pe locuitor, la paritatea puterii de cumpărare, a crescut de la 58% la 63% din media Uniunii Europene, fiind cea mai mare creștere dintre țările UE28.